G2A. Cumpără jocuri la reducere pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din The Long Dark. Trebuie să-mi cer scuze pentru pauza de ieri. Trebuia să mă reobișnuiesc un picuț. Opa! După, după vacanță. Super, nu vă nimic. Să mă reobișnuiesc un picuț după vacanță. Și cred că începând de astăzi ar trebui să fie ok să revenim la programul nostru cât de cât normal. Bun, eu acum am cam uitat de data trecută cu ce se mănâncă de Long Dark. Uh, știu că ne-a trimis bătrânelul ăla să ne ducem să verificăm ceva de opus, ca să vedem dacă putem repara. Și am ajuns după foarte, foarte mult timp uneva foarte, foarte departe. Abia acum descoperă și ăsta vorbitorii pădurii. Să verificăm uh, bănuța vorbitorilor. Uh, bun, pe mine nu mă interesează un foc. Vreau să dau de un foc. De ce? Pentru că tocmai ce am mâncat o, uh, zi, o conservă de pește care se pare că se stricase. Și uh, am food poisoning în momentul de față. Am încercat să dau cu antibiotice. Mie aici, dacă ne uităm, ne zice că în 10 ore i-am dat cu antibiotice. Cred că se poate rezolva cumva și cu... Uh, o cană de ceai sau de cafea sau ceva de genul ăsta și trebuie neapărat să încerc să vedem. Ăsta este un fire barrel. barrel, Fix de ce aveam nevoie. Ok. My friend, um, cu ce mă? Că nici nu mai știu. Reclaim wood, cedar wood, tinder plug, stack of papers, tinder wood. Matchboxes. Care am? 12 e cea mai mică? 11 am văzut un 8. Ăsta. Start fire. Să ne facem o mică, mică cănuță de ceva că adăugăm combustibil aici, vreo 2 două ore să vedem dacă suntem în stare. Ok, my friend. Tine coffee tine mea, herbal tea, coffee, etc, Asta o să vreau să le fac. Tine coffee, să, hai să, încercăm o, o cafeluță, să vedem cum, ce facem cu o cafeluță, deși cafeluța ar trebui să ne rezolve cu energia. Așa, și să încercăm și cu un herbal tea să vedem dacă stăm în stare. Repede, până nu ne deshidratăm aici, ar fi bine. Preferabil. O măcată ia frățică Ok, hai să vedem, hai să vedem. Deci, de băut. apă of herbal tea, mai. Ok, deci asta este anti-food poisoning, de fapt. cafeluța vine la Improved Dress Warming Up. Ok, și dacă dau aici. Tot 10 din 10. Hmm, nu-mi convine, nu-mi convine absolut nimic deloc. Ok, deci nu cafeluța, e de fapt ceaiul ne-ar fi ajutat, numai că e o cană maro asta. Ceea ce mă face să cred că de fapt noi avem nevoie de altceva. Reinimere to be to make drink with healing properties. Uite, asta cred că ar trebui să facem. 15 minute sele. Bun. Um, avem nevoie de un pic de mâncare și un pic de... Hai să facem... Uh, nu, stai, scuze, scuze, scuze. E greu, e până te reobișnuiești, e complicat. Ok, și asta era anti rupturi și chestii de genul ăsta, da? Bun, hai să ne facem niște um, zi. Ceva mă obosește. Da, man, știu, știu, știu. Te cred, sunt convins. Ok, une sunt uh, rei și mai șums. Asta, 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 Hai să le facem repejor. Suntem super obosiți, o să trebuie să ne băgăm la somnică cât de curând. Băgăm și o cafeluță după aia. Ok. Și aici. Ok, se pare că nu din partea asta, dar atunci de unde mai de aici? Nu, nu. Ah, Uite-l, reișit. Asta era ma. Asta era ma. Bun. Așa, dar a trimă din not do anything. Cum adica mai aici nebun? N-am făcut nimic tratamentul. Este posibil cumva aceste 10 ore de fapt să trebuiască să treci peste ele? nu, nu-mi dau seama. Chiar nu realizez ce se întâmplă. Nu știu. Da, bun, hai să... A, nu mai avem combustibil în lanternă. Bine, ok, dacă tu zici așa. Și, a, fii atent că cu click dreapta pot să pun jos. Mi-a dispărut, mi-a dispărut. Cu H. Parcă o ascundeam. Și hai să mergem să dormim un picuț, deși o să... Pierdem din zi, <laughs> n-am ce să-i fac. Trebuie să dormim un picuț câteva ore bune acolo. eu în momentul de față improv, da. Pentru fiecare oră dormită o să ne bucurăm un picuț mai mult de... Hai să vedem vreo 4 ore cât, câtă energie ne da. Am așa o impresie că o să stăm mai mult aici decât ar trebui, dar asta este, n am ce să-i facem. Ok, câte energie ne-a dat? Ai de capul meu. <laughs> Bun. Hai să vedem mai departe. Da, ah, știu mai fain. Hai, te, te cred, te cred. Mănâncă și tu asta rece. Să vedem dacă iar ne dă food poisoning. N-a poftit! <laughs> Ca filmele cu proști! Bă, mănâncă tot. Hai că-ți după aia toate, toate prostiile. Uite, bă, ce mi-a făcut, băi, de de băi, faza asta, băi. Ok, deci mai trebuie să mai facem încă, în, încă un în, Să-mi trag palme ce mi-a dat-o. Ok. Um, hai să încercăm să-l facem fără accelerant, să vedem dacă reușim. De data asta o să ne iau un pic mai mult timp, dar... Am eu și -o, fac impresie cum că o să avem nevoie pe termen lung de accelerantul ăla, nu știu ce să zic. Bun, deci am dat peste un în aici care era mor pe jos, încă nu am reușit să lutăm absolut nimic din zona asta, sincer nu prea aș vrea să lutez, aș vrea să încerc cumva să fac un pic de inventory management, am văzut că v a supărat la un moment dat pe mine în unul din episoadele anterioare eu zic, ai, Sky, ai stat o grămadă să faci prostia de inventare, te te că. Bine, bine că sunteți voi cu mozul, hai să mai facem un și. uite cum se duce umbra, și energia de asemenea. Și energia de asemenea. Câtă 2 litri și un pic, deci nu mai avem mult nici din ăla. Ok, hai să punem asta aici. Libioticele ar trebui să mă rezolve să nu stau ca tâmpitul să fac din ai Băi, zice și nebun după 4 ore, doar s-a dus imediat. S-a dus imediat energia aia pe care o aveam după 4 ore. Așa, și acum... Am luat ce iuț. Nu știu, tot așa în 10 ore. Eu sunt super, super obosit. Știi ce? Hai să ne uităm să vedem de, de prostia asta aici. A, să vedem ce rezolvăm cu... Deci noi în momentul de față hand-driven mili machine pentru a repara nu știu ce pușcă. ce pușca mea? Collectables. Cred că uite asta. Ok, hai să vedem, unul o găsisem pe aici pe undeva, nu? În asta are ceva la el? Absolut nimic, bun, Hand Power mill. Așa, hai să vedem acum. Ok, Ball Cutters, unul la 5Kg, o cărțulie, container. Ok, pentru lanternă, work Gloves, nu avem la ce să le utilizăm. Da, 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 da. Ok, cum stăm cu de toate? Hai să bem un picus ca să scap eu de asta. Bagă cafeluța acolo, te rog. Ok. Ne-a dat un pic de energie. Și hai să vedem... Unii mai să ieșim un pic afară. Să vedem. Deci în momentul de față, look for more info about the forest the old hunting lodge. Ok. Și dacă ne uităm pe hartă, aici este the old hunting lodge. Deci a, e ceva de mers. Dar vreau să ies un picuț afară să vedem dacă... E ceva interesant pe lângă. Must da, cred că am murit și noi ca for? S-a făcut noapte. Zici că dacă am stat jos, am stat jos, măcar... Uuu, uh, salut, lupule. Vine mă, gușterul? Vai de capul meu, 1, 2, 3. Nu vin în becul ăsta Dar cum de i-a becul? Bă, iară chestii de-astea ciudate meteorologice, fraților Vreau să vin înspre mine, dar... Mă, ce urât sunt Bă, cât de fain arată. <laughs> Și nu vin, nu vin în lumină. Ce mă? Ce mă? Care mă? Oh! <laughs> Ești de bun! <laughs> oh my fucking god, ce mi-a făcut-o, ce mi-a trăznit-o, oh, nu să cred. Eram atât de încrezător în prostie. Unde mă, 96, Major Bruising, cred că am văzut acolo, dar nimic greu pentru hainele mele. Vai, ce mi-a făcut Mai oh, friend o să fie super întuneric aici, dar n-am ce să facem What the? Ok, și focut Cum de e focul făcut? M-a adăugat eu și n-am realizat? Da, cred că m-a adăugat eu și n-am realizat. Um, ok, deci de la medicamente, prostit de asta, măi. Antibiotice pentru food poisoning. Nu am făcut nimic tratamentul. Ce mă bucur pentru tratament, că n-am făcut absolut nimic. Ok, o trebui să trebuia să dormim oricum, orice am face, o trebui să trebuia să dormim. Hai să vedem dacă putem să trecem peste... Mamă, și arată atât de fain afară. să faza cu electricitate, deci foarte, foarte dubiosă. Ok, hai să dormim, my friend. Ne băgăm aici. Um, stai puțin, deci eu acum... Improved rest. Bun, bun, bun. Hai să dormim vreo 7 ore să vedem dacă reușim ceva în 7 ore. Bun, deci practic bucățica asta de interacțiune cu lumea, ca să zicem așa, ne-a arătat că de la uh, lumini avem noi o foarte mare problemă. Ok, my friends, uh, hai să bem. Ok, hai să ne uităm un pic. Încă mai avem 3 ore de probleme. Ok temperatura, stăm destul de bine momentan, văd că tot avem acel risc de frostbite, dar la degetele aici nu știu ce să zic, chiar nu știu ca, care ar putea să, ce ar putea să ne ajute. Hai să vedem pe aici dacă avem ceva interesant, n-aș vrea să mai pierd din zi, aș vrea să ajungem acolo. Salut, la, la căbănuța aia. Ok, niște accelerant. Working beans, 51% Hai să o luăm să fie Metal shelf, hai să vedem în cuptorul cu microonde Ok <laughs> Avem o corniță acolo de Chails Ia să vedem aici Ok Tardine, de la asta m-am stricat eu Un congelator Ok, deci ca idee general trebuie să nu mai lăsăm toate prăstile astea să ajungă sub 40% Aș îndrăzni să zic? Deja probabil că sunt probleme când e cu galben așa, cu portocaliu, dar... Bun. Hai să ne facem o cănuță de cafea. Aș zice eu, deși asta înseamnă că ea trebuie să punesc încă un... Cât, cât suntem? 36 de kg peste 3... ok, de 6 kg în plus. 6 kg în plus. Hai să vedem afară. Presupun și sper din tot sufletul să nu mai avem probleme cu lupii în momentul de față am trăit și am vedea. Două secunde să îmi pregătesc aici un șmecherie. Ok, avem pata de sânge de la atacul de aseară. Asta e magnificitonea care a arătat pe harta? Asta? pe <fricătăție> harta ai fi zis în puii mei că eu de asta de -a ridicat vagoane. Ok. Aud un, o pasăre ceva doibioasă în departare. Ok, my friend, uh, hai să ne mai uităm o dată pe hartă. Deci, dacă ne ducem așa, o să dăm în jurul de un râu ceva și mai la dreapta noastră o să avem un pod. Eu sunt dispus să merg în calea asta generală pentru a observa această construcție umană necesară pentru a trece un corp de apă. Mă enervează foarte tare, adică am stat și m-am gândit de mai multe ori la, la treaba asta. Mă enervează foarte tare că jocul, um, cel puțin în, în, partea de poveste, te nenorocește cu, cu chestia asta, cu uh, zi, mersul atât de mult. Adică, ține minte că într-un episod de anterior, adică până să ajungem aici, a trebuit să trecem, uh, să urmăm o cale ferată, printr-o zonă super întinsă și deschisă chestia asta mă enervează foarte, foarte tare. Adică... Bine, înțeleg, înțeleg că jocul nu se limitează la partea cu poveste. Da? Înțeleg că sunt unii oameni care joacă partea de survival. Partea în care pur și simplu jocul te aruncă în mijlocul pustietății și zice, hai să vedem cât de mult supraviețuiești. Chiar am impresia că nu există aceeași mecanică precum în Seven Days to Die. Oh, cât de fain se vede. Știți că în, în, în Seven Days to Die, um, Ai chestia asta, că se regenerează la... Câte zile îi spui tu să se regenereze? Lutul. Da? Tot uh, to inventarul din toate containerele. Bine, nu știu dacă în The Long Dark există treaba asta. Și am impresia că pe partea de survival pur și simplu trebuie să te menții în mișcare ca să poți să... Uh, pentru asta avem nevoie de um, ca să poți să supraviețuiești. Dar din nou, eu nu văd rostul acestei întinderi imense din punctul A în punctul B așa degeaba, nu știu, doar ca să te vadă dacă supraviețuiești sau nu. Bine, ce se întâmplă? Sunt momente și momente, da, pentru fiecare om. Adică, eu vă mai spuneam la un moment dat că am momente în care, spre exemplu, doamne, am chef de un city builder, da? Am eu chef de un city builder, da? Și mă bag la un city Skylines sau la, nu știu, un sim city mai vechi, sau ceva de genul ăsta. Moment în care am chef de un um, racing game, da? La fel, caut ceva cu mașinuțe, deși în ultima perioadă, uite că partea asta cu racing game, nu am simțit nevoia atât de puternic cum, cum simțeam în alte... Eu acum realizez că nu, ne sănătate sănătatea, continuu. Ne scade sănătatea din cauza... Food poisoning-ului? Păi și mai am trei ore, my friend, până trece food poisoning-ul vieții. am încercat de toate și nimic. Da, te înțeleg și te oh, cred, dar nu știu ce să-i fac. Chiar nu știu ce să-i fac. Așa, și are un lup acolo, da? Da. Uh, momente când nu știu, nevoie de un shooter sau ceva de genul ăsta. Ei și am jucat atât de multe survival-uri, dar nu veni spre mine. Vine el să plimbă sara cu dator pe aici, dar joa foarte tare și nu pot să urc pe acolo pe -o să stai buba. Mă urmărește? Ai să-mi trag și mai unul acolo. O să te ocolesc un pic așa, fără să... Nici nu mai știu Hai să fim pregătiți așa că de cât Că nu mai țin minte exact Ce Ești cu capul mă nene mă Deci nu mă lasă jocul să mă bag pe acolo Trebuie să o culesc ca tâmpitul. Ok hai să vedem Poate că nici pe el nu o să-l lase uh -huh. Uite am văzut că bănuța Foarte bine foarte bine Am văzut că bănuța și să sperăm Că gușterul nu știe să mă urmeze Din punctul ăla de acolo Să sperăm că s-a blocat și el Cum am blocat și eu Ok, de asemenea m-a interesat foarte tare să fac cumva în stânga maxim ca să locolim pe ala de pe... Da, uite acolo, super departe. Voi simt unul aici, între, în și ăsta. A, abia ce să soarele. Mm. What the hell, dude? Mamă, de ce zona infestată de lupiești cu capul? Nu, 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 stai acolo că stai bine. Fii băia cu minte avem niște ciupercuțele și aici. Mă urmărește? Da, bineînțeles că mă urmărește. Urmărește-mă în continuare că eu n-am nimic împotriva ta, atâta timp am o torță. Da, 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 energia ta dispare. Mă întreb de deci, ce oare. E posibil să fie din cauza faptului că ți-ai luat food poisoning? Da, 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 într-adevăr. Uite-te în jur, uite-te în jur. Hunting Lodge. Bun, am ajuns. Perfect. Hmm. Arunc. <laughs> eco Bun. Uh, but, uh, the hunting for supplies, something Ok, deci trebuie să căutăm ceva care să ne salveze. Însă până una, întotdeauna dorința mea foarte, foarte mare ar fi să fac un foc. Aici presupun că ar fi ideal să facem un foc. Hai să ne uităm un picuț și pe sus. Cred că și pe jos avem posibilitatea. Adică cred că este și un subsol. Um, ok, pe aici avem niște cutiuțe, niște chestii aruncate așa în neștire. Ceva care a fost pe post de pat sau un covor. Nu se știe în partea asta cel puțin. Om, da, mare frate. Ok, patru suprapuse, avem un pătuț, avem niște cizmulițe. Nu, 6%, ok, hai să vedem. Mai ah, e bine că măcar temperatura ne crește. Măcar atât avem, toate sunt bune și frumoase cu excepția mm, tomacului și... Ok, deci ave, avem, avem de, de umblat pe aici, mama, abia aștept să intru în de acolo. Să vedem, poate fi ceva interesant. Bun. Păi atunci, dragilor, ne nasca la vostru. Da, deci aici n-am găsit niciun pătuț, nu? Nu, sus la prima trebuie să ne ducem. Aici jos, iarăși niște pătuțuri suprapuse. O masă de lucru aici. Ok. Bun, hai să urcăm la primul pătuț. Să dormim... Nu știu să vă zic cât. <laughs> Auziți, știți ce? Hai să facem o pauză aici. Hai să facem noi o pauză aici. Nena Sky o să se pregătească un picuț, o să încerce să-i tracă durerile, o să se hrănească, o să mai repare un picuț de tot din toate cele. Și ne auzim noi, dragilor, în episodul viitor, ca să vedem ce găsim în, căbănuța asta. Poate, poate reușesc până un alta să îmi eliberez un pic și din inventar. O să trăim și o să vedem. Dacă ați rămas cu mine până în momentul ăsta, un mic like, un comment, un share, poate o abonare dacă n-ați făcut-o deja. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!